Încă o săptămână de restricții mai dure în satele Nemțeni și Pogănești din raionul Hâncești, aflate sub cod roșu din cauza îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus, autoritățile raionale au interzis activitatea barurilor, a cafenelilor, iar slujbele ar urma să fie oficializate afară. Totuși, potrivit presei locale, satele nu sunt în carantină totală, doar unele instituții publice, precum primăriile, gimnaziile, grădinițele, au fost plasate în carantină, deși în ultimele două săptămâni în satul Nemțeni au fost depistate peste 40 de cazuri noi, oamenii au păreri împărțite despre înăsprirea măsurilor de protecție. Deși în satul Nemțeni măsurile restrictive sunt în vigoare, cel puțin până pe 28 februarie, astăzi la intrarea în localitate nu am zărit niciun echipaj de poliție, iar localnicii care sunt atenționați să stea mai mult în case și să respecte normele anticovid erau cu treabă prin sat. Oamenii spun că nevoile i-au scos din case. Ies carantină în sat. Și cum se respectă? Zona roșie, adică cum respect? Fiecare pe acasă... La numai când cerință așa la magazin produse alimentare și distanță socială și asta-i treaba. Dar puteți să intrați, să ieșiți din sat? Dar cum nu putem? Putem. Nu închis satul, adică nu-i pus astea ca complex izolat, dar suntem în zona roșie, trebuie să respectăm anumite reguli ca să putem să... Circulă pe stradă, anunță tot că să nu ieșim, mai des ne spălăm din caz de... Dacă vedem că tușim sau ceva... Probleme să ne adresăm ori la medicul de familie, ori la 112. Dar cine vă informează? Cine umblă și vă informează? Poliția merge pe stradă și informează. Poliția și ieri, alaltă ieri a fost, azi n-am văzut-o, dar a fost, vă două zile a fost. Ce vă spune? Ce vă informează? Cum să ne spune? Să ne păzăm, să stăm pe acasă. Alți săteni nu prea erau la curent cu faptul că localitatea lor se află în zona roșie din cauza îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus. Dar nu sunteți în carantină? Suntem. Nu. Nu știu. De fapt. Nu. Dar ce ești în carantină? Păi satul dumneavoastră este în zona roșie. Păi satul e sat, dar eu nu sunt sat. Eu sunt pe alături cu satul. Eu merg pe acolo, pe dincolo și eu sunt sat. Pus satul în carantină, dar l-a pus degeaba. Că nu sunt așa multe cazuri de COVID, cum sunt alte boli. Din spusele localnicilor, doar magazinele alimentare și poșta funcționează, pe când barurile, cafenelele, benzinăriile au primit ordin să-și sisteze activitatea și slujbele la biserică trebuie să fie oficializate afară. Și bineînțeles că care s-a spus aici, am luat măsuri să închid locurile astea publice, unde este aici un mic cafenea, este o... Că nu se permit să lucrez, sunt morturile prin sat, să duc să interzici, să fac pomeniri, mesele este de pomeniri, să nu se ducă lumea, să respecte, în orice caz, să respecte toate restricțiile. Poșta lucrează, poșta. Oamenii duc și primesc pensia, chestia asta nu se prevede. Asemenea, restricții sunt impuse și pentru localitatea Logănești, tot din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Regimul restrictiv va dura până pe 28 februarie, arată o decizie a Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale. Potrivit datelor de astăzi, în raionul Hâncești au fost depistate alte 22 de cazuri noi de îmbolnăviri.